Salut, pești! Voi face citirea pentru luna august. Voi face o cruce celtică dublă în care puteți să vă puneți o dorință sau o întrebare, astfel încât să primiți un răspuns. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, 10. Celălalt tarot, Rider White, luna august pentru pești, zodia pești, ascendentul în pești și femeile chiar luna plină în pești. Unu. Doi. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. 8, 9, 10. Și acum să vedem la baza pachetului. La baza unui pachet aveți un rege de monede. Poate să reprezinte o persoană în vârstă, o persoană cu ascendent zodie în Taur, sau poate să reprezinte o bancă, unde merge să luați un împrumut. Și aveți acest împrumut. Un ajutor pecuniar sau un ajutor din partea unui prieten pentru o femeie. Acest împrumut considerați că o să vă ducă spre o zonă liniștită, calm, liniște, armonie și să se finalizeze ceva. Dar aici aveți această confruntare, deci veți avea dușman în jurul vostru care vă fac blocaje, vă creează probleme, vă dau dureri de cap. Acești dușmani s-ar părea că sunt legați de trecut, de o relație din trecut, unde acum suportați această consecință. Și așa cum am spus, poate că voi să rezolvați această problemă, veți recurge la un ajutor financiar. Veți încerca să câștigați poate mai mulți bani, încercând să atrageți printr-o rivalitate pe care o aveți cu o altă firmă, o altă persoană care lucrează, să zicem, același lucru cu voi, și încercați să atrageți mai mulți clienți prin minciuni, bârfe, mici răutăți. Dar nu știți niciodată dacă veți câștiga. Cineva vă contestă câștigurile voastre, munca voastră, eforturile voastre, vi le contestă. Deci este vorba de acea rivalitate. Voi contestați celuilalt, dar și celălalt vă contestă vouă.
aveți un blocaj, un blocaj care vă ține în stagnare și din care ați putea să ieșiți dacă vă schimbați concepțiile, vă schimbați cu totul. Lumea, care reprezintă o schimbare profundă, o schimbare importantă în gândire, mental, creativitate, sentimente, relații, comunicare, energie, vitalitate. Și în partea cealaltă, dacă ne uităm, avem din nou dușman, deci se întărește acel aspect de dușman care vă creează probleme și voi vă doriți să fiți un fel de eremit, să vă păstrați așa mai izolat, să nu intrați în relații cu ceilalți, să nu vă arătați ceea ce vreți să faceți, adică cumva să păstrați așa ceva secret legat de eforturile voastre și de munca voastră. Acum vom lua prima carte care vă dă răspunsul, da? Și a doua care vă dă informații sau evenimente care se întâmplă. Și iată că aveți aici o prințesă de monede, deci mare atenție, prințesa de monede arată că ce orice întrebare v-ați pus, dacă vreți să intrați într-o afacere, într-o speculație financiară, legat de jocuri, de ce vreți să faceți și sperați să câștigați foarte mulți bani, să știți că veți pierde. Această prințesă de monede arată că ea pierde. Are blocaje, blocaje pe care ar putea să le depășească dacă se bazează pe dreptate și pe adevăr, dar totuși, prințesa de monede arată pierderi financiare dacă intrați în dorință de bani, cu dorință de bani. Astfel de cupe arată că voi arătați foarte multă iubire față de partenerul de viață, de familie, de copii. Sunteți foarte atașați de prieteni și, în primul rând, iubirea voastră este îndreptată spre o femeie cu ascendent zodie lună plină în leu. Este o femeie destul de aprigă, o femeie luptătoare, o femeie care pentru un bărbat poate să fie o protecție, pentru o femeie poate să fie o rivală. Deci voi s-ar putea să-i arătați această iubire, dar ei să nu-i pese. Dacă sunteți femeie, cu atât mai mult. Blocajele care apar în primele 10 zile, puteți scăpa de aceste blocaje, aveți tot ce vă trebuie pentru a înlătura aceste blocaje. Dacă observați, aceste blocaje sunt undeva la un nivel inferior față de nivelul la care se află acest personaj. Și totuși s-ar putea să aveți o pierdere. Trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă această pierdere, deci nu recuperați banii, nu reprezintă o plată, reprezintă efectiv o pierdere. Trecutul pentru voi este destul de urât. O femeie cu ascendent zodie, lună plină în rac, care și-a arătat foarte multe sentimente, iubire, sensibilitate pentru voi, dar totul a fost sub umbrela viciului. Deci ascunde un viciu. Viciu care poate să fie oricând exploatat de o persoană, un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, care vă cunoaște acest viciu sau viciul acestei femei legat de voi și va încerca să-l exploateze în favoarea lui. Să vă lege pe amândoi de scaunul lui și să vă pună să dansați după cum își dorește el. Prezentul pentru voi va aduce într-o situație dificilă, primiți o veste, o informație că trebuie să începeți ceva. Acest început pentru voi va duce pe un drum dificil, un drum care trebuie să treacă neapărat printre două strânci, două turnuri, două stânci și acest drum este păzit de persoane nepăsătoare, dar și de persoane care vă întind capcane, vă mint, vă lingușesc, vă bârfesc, vă atacă,
și nu știți ce să răspundeți, nu știți ce să faceți. Aspectul este că dacă vă eliberați blocajul mental, fiindcă este vorba de un blocaj mental, dacă vă puteți elibera din acest blocaj mental, atunci veți găsi o soluție și, în primul rând, veți încerca să nu intrați pe acest drum, dacă puteți, dacă sunteți obligați, atunci cel puțin trebuie să observați și să acționați în consecință. În ceea ce privește viitorul, viitorul pentru voi va aduce o trădare. Cineva vă trădează. Aveți trei spade care arată trădarea, minciuna. Și acest cineva s-ar putea să vă trădeze chiar din familie sau să fie partenerul de viață, să vă aducă suferință, dar totuși s-ar putea să fie un coleg, s-ar putea să fie o persoană iubită și totuși să aveți o parte din familie alături de voi. Deci familia va fi totuși alături de voi. Dacă este vorba despre un iubit, atunci vă gândiți că familia de bază, părinții, fraților sunt alături de voi. Mergem mai departe și să vedem ce se întâmplă cu voi. Voi aveți aici un 5 de monede, lucru care v-a mai apărut în primele 10 zile. S-ar părea că veți pierde și această pierdere este legată și de o casă. Deci voi poate că vă doreați să moșteniți o casă sau să primiți această casă sau vă doriți să cumpărați o casă și nu știu, undeva veți pierde niște bani. Trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acești bani nu îi mai recuperați. Și totul este legat de achiziția unei case. Mediul vostru este mediul unei femei, aveți o relație cu o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în pești, o femeie foarte tânără care arată lacrimi, suferință datorită bârfei, a minciunii, din cauza iubirii, dar și un rege de morede, care poate să fie un bărbat matur, un bărbat în vârstă, cu ascendent zodie în taur, un bărbat care poate să fie o persoană, să zicem, de la locul de muncă sau o persoană din familie, care să vă susțină din punct de vedere financiar, să vă ofere un ajutor financiar sau un ajutor pecuniar. Dacă vorbim de speranțele voastre, speranțele voastre sunt legate de un răspuns. Vă gândiți că ar trebui să primiți un răspuns care să aducă o finalitate, o încheiere. Fie că este de la locul de muncă, fie că este din societate, fie că este din familie, voi așteptați acest răspuns care să vă închidă definitiv o cale, fiindcă arată o finalitate, o încheiere într-o situație, sperați să se întâmple acest lucru sau nu, poate că unii nu sperați și preferați să așteptați, să vedeți, poate primiți un alt răspuns și vă e teamă de acest răspuns, de o finalitate, de o încheiere, unde voi să nu mai beneficiați de nicio continuitate, adică să nu mai este o continuitate, să existe o finalitate, o încheiere. Și răspunsul, deci, am zice, finalitatea, sau cum să spun, încheierea, cum să încheie această lună, se încheie printr-o relație în care voi arătați că vă simțiți foarte bine alături de această persoană și arătați că chiar dacă este o diferență, să zicem, de vârstă sau de pregătire, voi totuși vă împăcați foarte bine cu această persoană și este un răspuns final acest lucru pentru august cu o împăcare.
Veți alege să vă împăcați cu această persoană, să ajungeți la armonie, la înțelegere, să cedați și voi anumite aspecte, dar să cedeze și celălalt, astfel încât să existe această armonie. Deci răspunsul pentru întrebarea voastră este: mare atenție că s-ar putea să pierdeți această prințesă de monede. Arată că ea pierde în tot timpul, fiindcă nu are experiență și are tendința aceasta de a se implica în afaceri, în speculații financiare. De asemenea, se poate întâmpla un eveniment în care voi să arătați iubire față de o relație cu o regină de bâte, vorbind de o femeie cu ascendent zodie lună plină în leu, dar de fapt această femeie nu arată niciun fel de empatie pentru voi, din contră, poate să fie o rivală dacă sunteți femeie, dacă sunteți bărbați, s-ar putea să dea semne că ar vrea să vă protejeze. Începeți luna cu o pierdere, o pierdere care apare chiar în această situație în care voi puteți să deblocați niște situații, aveți tot ce vă trebuie să deblocați aceste situații, dar s-ar părea că în viitor veți fi trădați și această trădare poate să vă aducă o pierdere financiară și totuși familia încearcă să vă susțină, să vă ajute și de asemenea poate să fie o relație pe care o aveți, o relație în care voi va trebui să vă bazați pe această relație până la sfârșitul lunii, să fie un moment benefic pentru voi, să vă împăcați, să vă înțelegeți în această relație și chiar să arătați celorlalți că vă înțelegeți foarte bine și că relația voastră merge perfect. Aceasta a fost citirea pentru voi, pești. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă regăsiți în această citire, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!